Bine te-am regăsit, om bun! În acest video vei descoperi patru metode foarte valoroase de utilizat atunci când ai mintea invadată de gânduri negative. Folosindu-le la timp, o să te poți îndepărta de curentul de gânduri negative și o să-ți îmbunătățești starea interioară. Tu nu ai avut niciodată gânduri negative de care ți se părea că nu poți să scapi? Cu toții avem de-a face cu momente când ne copleșesc gândurile negative. Exemplele sunt nenumărate. Când nu mai merge bine cu jobul, când plouă cu știri negative, când nu mai produce afacere, când se apropie o criză, când te-a părăsit partenera sau partenerul, când a crescut inflația, când a scăzut clientela, când a luat amploare incertitudinea legată de ziua de mâine, când muncești mult și a mai apărut și o boală a cuiva drag sau o boală contagioasă globală. Când avem de-a face cu toate acestea, desigur trebuie să ne ocupăm de anumite situații exterioare, să intervenim, să le îmbunătățim, să modificăm tot ceea ce ține de noi. Însă, în același timp, trebuie să ne ocupăm și de noi înșine. Altfel ajungem la depresie, la epuizare, la burnout, la inacțiune, la anxietate, la pierderea încrederii în noi înșine și chiar la atacuri de panică. Noi suntem însă capabili să depășim astfel de situații. Trebuie doar să știm cum. Pentru aceasta, ia te rog în considerare și următoarele patru metode, dintre care o poți folosi la momentul potrivit, pe cea care ți se potrivește ție mai bine. Prima metodă pe care ți-o recomand astăzi este reorientarea. Reorientarea se referă la modificarea gândirii negative spre pozitiv. Învață să transform gândurile rele în unele bune. Schimbă minusul pentru un plus. De exemplu, să zicem că te gândești din nou și din nou că nu ai suficienți bani pentru o achiziție mare, cum ar fi o casă, o mașină, o vacanță scumpă. Iar această nemulțumire crește și nu te simți bine. Treceți atenția de la nemulțumirea că nu ai suficienți bani pentru acea achiziție la bucuria de a avea deja sănătate. La bucuria că ai deja ceva haine frumoase, că ai frigiderul și camara pline cu mâncare, că îți poți permite să mergi la film, să te plimbi prin parc fără să te doară ceva, să servești masa în oraș. Nu e o situație chiar atât de neplăcută pe cât pare. Nu stau lucrurile chiar atât de rău pe cât pare atunci când te gândești la ceea ce nu îți permiți. Cred că ai prins ideea. Să trecem la a doua metodă. Concentrare. Această metodă constă în a te concentra conștient sau intenționat pe un singur element odată, eliminând astfel șirul de gânduri negative. Poate fi orice. O plantă, o nucă, o cană, orice poți pune în fața ta. Ia în considerare elementul selectat și privește-l, evaluează-l, observă-i detaliile, detaliile constructive, finețea, cântărește-l. Măsoară-l vizual și așa mai departe. Dacă în capul tău încep să apară alte gânduri decât cele negative care te preocupau, acestea negative încep să se ducă. Totuși, ele or să mai apară. Când apar și încearcă să te scoată din concentrarea ta, părăsește-le și concentrează-te pe ceea ce ai ales tu să studiezi, să te concentrezi. O astfel de tehnică ar trebui utilizată timp de câteva zile, în zilele acelea mai dificile când ești copleșit de gânduri negative. Iar concentrarea asupra elementului conștient ales, asupra obiectului respectiv, ar trebui să dureze undeva între 10 și 20 de minute. Un extra pont aici. Te-ar ajuta și mai mult dacă ai alege ceva frumos și plăcut ochiului, cum ar fi, să spunem, un trandafir sau o altă floare pe care tu o placi mai mult. A treia metodă este relaxarea. Această metodă este foarte la îndemână, este exact ceea ce știm cu toții. Presupune să-ți alegi o poziție confortabilă și apoi să încerci să te relaxezi complet. Să te relaxezi complet și conștient. Închide ochii și lasă-te moale, relaxând toți mușchii. Gândește-te la binele din acea clipă când ești relaxat, destins, și vorbește în interiorul tău despre tine ca și cum ești o persoană calmă, pozitivă, încrezătoare, căreia îi merg lucrurile. Poți chiar porni o muzică ușoară, plăcută, te va ajuta să te relaxezi.
Și aici un extrapont care să te ajute să te relaxezi cu adevărat este următorul. Îți poți imagina că fluxul tău de gânduri este ca un pârâu ușor de apă care coboară din munții înalți într-o poiană acoperită cu verdeață și flori delicate. Și a patra metodă, mișcare. Aici mă refer la activitatea fizică. Cu cât noi avem mai mult timp liber, cu atât mai des tindem să lăsăm acest timp să fie umplut cu gânduri negative. Ni se umple mintea cu gânduri negative în care nu prea mai găsim nimic pozitiv, nimic care să meargă. Pentru ca mintea să mai ia o pauză de la aceste gânduri negative și să se mai retragă din aceste gânduri obsesive, petreceți timpul liber cu mișcare fizică pe care să ți-o programezi, să ți-o organizezi în avans. Opțiuni bune pot fi înotul, mersul pe jos, aerobicul, stretching-ul și tot felul de alte exerciții în aer liber sau nu, depinde de sezon. În timpul antrenamentului fizic, nu-ți lăsa mintea să umble la preocupările negative, ci mențineți atenția la corp, la corpul care se mișcă. Urmărește cum funcționează mușchii tăi, cum se contractă și se destind, cum se simt tălpile pe pământ, cum se sincronizează mișcările brațelor cu mișcările picioarelor dacă mergi pe jos. Astfel, mintea ta are o preocupare în prezent, în clipa în care te miști, iar tonusul crește, silueta se modelează și întregul corp se îmbunătățește, nu doar mintea se mai destinde și mai ia o pauză de la curentul de gânduri negative. Alege una dintre aceste patru metode care ți se pare ție mai la îndemână și repet-o, memorează-o, astfel încât să ți-o amintești la timp, adică atunci când apare gândirea negativă. Folosind oricare dintre aceste patru metode, reorientare, concentrare, relaxare și mișcarea fizică, nu te mai lași dus de valul de gândire negativă, chiar dacă în jurul tău, uneori, ceilalți se ocupă frecvent sau continuu cu așa ceva. Aceste metode, oricare dintre ele, funcționează pentru orice fel de curent de gânduri negative. Dacă le folosești, te așteaptă o schimbare de comportament, dar este utilă și plină de satisfacții. Bucuria crește, la fel bunăstarea mentală și fizică. Pe de cealaltă parte, nemulțumirea scade, la fel și îngrijorarea, teama și stresul. Când ne controlăm gândurile, astfel încât să nu le mai păstrăm pe cele negative, îngrijorătoare, temătoare, atunci noi suntem calmi, atenți și concentrați doar pe acțiunile benefice și posibile în prezent, care ne asigură o stare mai bună fizică și mentală și implicit un viitor mai bun și mai luminos. Lucrul cu propria gândire este modalitatea cea mai bună de a-ți construi propria pace interioară și de a avea reușite în toate domeniile vieții. Dacă totuși întâmpini situații mai dificile de viață, care simți că te copleșesc, pot fi cu drag alături de tine, ghidându-te pas cu pas să descoperi, să aplici soluțiile necesare la dificultățile pe care le experimentezi. Găsești mai multe detalii în descrierea acestui video. Mulțumesc, mult succes și pe curând, om bun!